Patinoarul din Parcul Municipal îi așteaptă pe iubitorii patinajului în fiecare zi de dimineața de la ora 10 până seara la ora 10. Conform orarului din acest an, patinoarul poate fi vizitat în ture. Asta înseamnă că cei care plătesc o intrare de 10 lei, adulții, respectiv 8 lei copiii, vor putea aluneca pe gheață, o tură care durează o oră și jumătate. Copiii sub 3 ani vor avea în continuare gratuitate, iar studenții au reducere de 20%. Cei care nu au patine vor putea închiria cu 12 lei. Primăria Târgu Mureș s-a gândit și la cei care vor vizita des patinoarul. Aceștia vor putea cumpăra abonament cu 120 de lei pentru adulți și 60 de lei pentru copii.